Facultatea de Teologie a Universității Lucian Blaga din Sibiu este cea mai veche instituție de acest fel din țară. Înființată în anul 1786 ca școală teologică și reorganizată în anul 1811 sub conducerea lui Gheorghe Lazăr, funcționează neîntrerupt până astăzi. În perioada 1948-1990, sub numele de Institut Teologic de Grad Universitar, a fost una dintre cele două școli teologice ortodoxe de rang universitar din România. Din anul 1991, Facultatea de Teologie Sfântul Andrei Șaguna este parte componentă a Universității din Sibiu. În prezent, facultatea funcționează cu secțiile Teologie Pastorală și Muzică Bisericească. Facultatea de Teologie Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu este o instituție bisericească în cadrul Universității Lucian Blaga. Ea oferă șansa tuturor celor care doresc să devină slujitori ai altarelor și în același timp slujitori la catedrele de religie din cadrul școlilor noastre. Continuitatea pe care o are și-a păstrat-o ca prestigiu, având astăzi cadre didactice bine pregătite, care au preluat de la generația veche a profesorilor rânduiți de vrednicul de pomenire Mitropolit Nicolae Bălan, în așa fel încât toate catedrele sunt onorate de profesori titulari. Școala noastră de teologie, fiind o școală a bisericii, are nu numai un corp bine pregătit, ci și condiții prielnice pentru formarea intelectuală și spirituală a viitorilor slujitori ai altarelor. Capela facultății, care este în egală măsură și capela mitropolitană, oferă pentru fiecare zi moment sau momente de reculegere, de rugăciune, dimineața și seara, Sfânta Liturghie în zilele de miercuri și de vineri și sâmbătă și duminică. Aula și toate celelalte săli de curs cu un tip amfiteatru, pune la dispoziția pregătirii studenților noștri toate condițiile necesare pentru formarea lor, atât intelectuală cât și spirituală. Facultatea noastră împlinește toate ciclurile de pregătire profesională, atât ciclul de licență, cel de master și de doctorat. Avem un grup de profesori care sunt îndrumători de doctorat, putând oferi la toate disciplinele teologice șansa unei pregătiri superioare. Începând cu anul 1994, Facultatea de Teologie Sfântul Andrei Șaguna a organizat programe post-licență de studii aprofundate cu durata de 2 semestre, transformate în anul 2003 în programe de masterat cu durata de 3 semestre pentru cele 4 specializări teologice tradiționale: teologie sistematică, teologie biblică, teologie istorică și teologie practică. Programul de studii doctorale, ce funcționează din anul 1984, este asigurat de către cei 9 conducători de doctorat, care sunt recunoscuți printr-un ordin al Ministrului Educației Naționale, fiind în prezent cel mai consistent program din întreaga teologie universitară românească. Facultatea de Teologie Sfântul Andrei Șaguna din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu scoate la concurs pentru anul acesta 53 de locuri bugetate pentru secția de teologie pastorală, la care se adaugă un loc subvenționat de către Universitatea Lucian Blaga și un loc special pregătit pentru studenții care vin din mediul rural. De asemenea, există 24 de locuri care sunt
în regim cu taxă. Pentru secția de teologie muzică religioasă avem scoase la 10 locuri bugetate, la care se adaugă de asemenea un loc subvenționat de către universitate și un loc pentru studenții care vin din mediul rural. Este de asemenea posibilă și școlarizarea la această secție în regim cu taxă. Când vorbim despre Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, ne gândim sigur la o instituție de învățământ teologic cu o foarte mare tradiție. Funcționează ca școală de teologie din 1786 și a fost permanent cu porțile deschise pentru cei care au dorit să cunoască din tainele teologiei, să își formeze o viață duhovnicească deosebită și să transmită apoi celor pentru care au fost pregătiți toate aceste cunoștințe, dar și dragostea părintească pe care au întâlnit-o la profesorii din Facultatea de Teologie. Instituția noastră s-a bucurat totdeauna de un corp profesoral foarte bine pregătit și fiind aici, în Ardeal, într-un oraș ardelenesc, unde, bineînțeles, că întâlnim conviețuirea mai multor confesiuni, a existat totdeauna și o foarte mare deschidere față de aceste confesiuni și față de lumea din afară, în lumea occidentală, unde majoritatea profesorilor în diferite vremuri și în diferite generații au studiat la școlile de prestigiu din Occident. Am avut cinstea și bucuria de a conduce această instituție ca decan între anii 2016-2020 și bineînțeles că am cunoscut și colegii mei care formează corpul profesoral, dar am cunoscut și foarte multe generații de studenți. Ca profesor am avut bucuria an de an de a vedea generații de absolvenți părăsind Facultatea de Teologie pe porțile larg deschise, porți care n-au rămas niciodată închise, ci mereu i-au așteptat să se întoarcă fie la studiile de master, fie la studiile de doctorat. Și mă gândesc că aceste porți deschise sunt și pentru tinerii care doresc să studieze teologie în facultatea noastră, sunt larg deschise, sunt primiți ca să descopere aici tainele teologiei, să descopere aici o viață duhovnicească deosebită și să descopere aici o căldură părintească pe care o întâlnesc la profesorii lor, dar și la ierarhul locului, la înalt preasfințitul părintele nostru, mitropolit Laurențiu. De aceea, dragi tineri, vă chemăm, vă așteptăm cu porțile deschise și vă dorim ca să vă avem studenții noștri și să vă bucurați de tot ceea ce Facultatea de Teologie din Sibiu vă poate oferi din punct de vedere spiritual, din punct de vedere intelectual și din punct de vedere al legăturii duhovnicești care să vă călăuzească viața pe viitor. Un instrument de mare valoare științifică îl reprezintă în orice instituție de învățământ superior, biblioteca. Facultatea de Teologie din Sibiu are în folosință Biblioteca Mitropoliei Ardealului, cu un fond de carte de peste 230.000 de volume, 850 de titluri de reviste și alte periodice din țară și străinătate, plus manuscrise și tipărituri vechi. Biblioteca acestei facultăți este cea de-a doua ca importanță teologică la nivel național, după Biblioteca Facultății de Teologie din București.
Ne aflăm într-un spațiu plin de istorie, într-un spațiu de spiritualitate, într-un spațiu în care se îmbină trecutul și prezentul bisericii, în Facultatea de Teologie Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. Un spațiu marcat de prezența Sfântului fondator al Mitropoliei Ardealului, un spațiu marcat de activitatea profesorală a celui mai important teolog al Ortodoxiei din ultimii ani, Părintele Dumitru Stăniloae, și într-un spațiu pe a cărui coridoare ne aflăm și care a fost marcat de către prezența timp de 3 ani de zile a studentului Zian Boca, viitorul Părinte Arsenie. Unii dintre absolvenții și profesorii Facultății de Teologie din Sibiu au fost aleși ierarhii ai Bisericii Ortodoxe Române. Astfel, îi putem aminti pe Miron Cristea, primul patriarh al României, înalt preasfințitul Nicolae Bălan, înalt preasfințitul Laurențiu Streza, părintele patriarh Daniel, înalt preasfințitul Serafim Joantă, înalt preasfințitul Iosif Pop. Notorietatea academică de care se bucură astăzi Facultatea de Teologie din Sibiu se datorează faptului că din rândul foștilor profesori și studenți s-au distins o serie de personalități ale culturii românești, teologi, compozitori, istorici, scriitori, filozofi și pedagogi. Printre aceștia putem aminti pe Zaharia Boiu, Nicolae Cristea, Dimitrie Comșa, Gheorghe Dima, Timotei Popovici, Silviu Dragomir, Onisifor Ghibu, Lucian Blaga, Dede Roșca, Andrei Oțetea, Mircea Păcurariu și mulți alții. 26 dintre aceștia au devenit membri titulari sau membri corespondenți ai Academiei Române. Nici n-aș putea să vă spun altfel bine ați venit decât primindu-vă împreună cu colegii de altă dată ai Facultății de Teologie la ceea ce am putea numi a fi ospățul teologiei sibiene. Suntem în aula Facultății de Teologie, altădată prevăzută a fi sală de sport transformată în aulă, modificată foarte mult prin ajutorul înalt preasfințitului Laurențiu și al colaborării cu Universitatea Lucian Blaga, dar ceea ce a rămas de nemodificat este valul de martori, norul de martori care, într-un fel sau altul, au devenit catapeteasmă de profesori a Facultății de Teologie. Am dorit să filmăm și aici un pic pentru a vă spune că, de fapt, provocarea Facultății de Teologie este să trecem de la oameni la sfinți, de la oameni care pregătesc oameni la sfinți care protejează oameni sau, dacă vreți, se roagă pentru ei. Țelul oricărei Facultăți de Teologie este acesta și cred că Sibiul, în timp, a dovedit generație după generație că suntem împreună dăruitor de știință de carte, dar și de carte iubitoare de Hristos. Pornind de la Gheorghe Lazar și încheiind cu profesori care încă sunt în viață împreună și sunt în mijlocul nostru, de o parte și de alta a aulei avem, de fapt, întâlnirea cu istoria unei facultăți care nu are doar 230 și ceva de ani, ci are, în primul rând, foarte, foarte multe generații dăruite bisericii, dăruite lui Dumnezeu pentru a putea să crească oameni și să-i aducă la Hristos. Cei mai mari pedagogi ai Transilvaniei, mari profesori de biologie, de științe exacte până la un moment dat, unii dintre cei mai mari oratori pe care i-a dat biserica, precum și unii dintre mari liturgiști și slujitori ai bisericii, sunt toți aici împreună. Mari descoperitori ai misticii Sfântului Apostol Pavel sau descoperitori ai Hristologiei, nu în ultimul rând dăruitorii marilor manuale de dogmatică, de catehetică, de omiletică, de drept canonic, de istorie bisericească. Cu alte cuvinte, teologia românească este reprezentată aici la Sibiu de mari făuritori, nu doar de manuale, ci de cultură și de dăruire duhovnicească pentru oameni. Zilele acestea lucrând foarte mult pentru a identifica pe întemeitorii Astrei, asociația aceasta transilvană, care într-un fel sau altul a fost o anticameră a Academiei Române, am constatat că între cei pe care îi avem aici sunt mari făuritori de curente culturale și tăinuitori ai slavei neamului românesc, inclusiv în curentele de cultură. Până la urmă suntem în fața unei academii, în fața unei academii de oameni care, în ciuda faptului că au plecat din mijlocul nostru, au rămas în mijlocul nostru, pentru că nu foarte departe de aici este Biblioteca Facultății de Teologie, un cer de cărți.
cu milioane de titluri și cu foarte multe gânduri așezate acolo între cărți și eu cred că pentru un student în teologie devine extrem de important să citești peste cartea pe care a subliniat cu creionul roșu Părintele Dumitru Stăniloae, pe care știu eu s-a aplicat undeva cândva în timpul vieții sale Părintele Bodogaie sau printre preoții, părinții mai tineri ca istorie, Părintele Mircea Păcuraru sau Părintele Ică Senior. Suntem așadar în fața unei istorii de părinți și de profeți ai poporului, pentru că România mare s-a făcut și cu oamenii aceștia, România culturală s-a făcut și cu oamenii aceștia și cu oamenii care altădată stăteau în băncile facultății de teologie. Cred că aceasta este marea provocare a unei facultăți de teologie, să construiască sufletește oameni de care țara are nevoie să crească, nu doar economic, ci în primul rând moral. O țară fără moralitate, fără Evanghelie, este o țară pierdută. Sibiul poate să mai crească în continuare suficient de mulți preoți care să dorească Evanghelie poporului, nădejde, credință și dragoste, mulți profesori de religie care să învețe optimist pe copil că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu al stării de bine și al binecuvântării. Suntem dinaintea unei mari provocări pe care sper să o trecem cu inima sus, să transmitem generațiilor care vin că biserica 2.0, 3.0, 4.0 poate merge mai departe și că nu suntem o biserică transformată în muzeu sau în sală de supare, ci suntem o biserică vie, dăruitoare de sfinți. Începuturile sunt aici. Chiar dacă ne uităm la un perete, de fapt ne uităm la un iconostas. Binecuvântat fie Dumnezeu care ne-a îngăduit un astfel de iconostas de sfinți, profesori ai Catedrei Sibiene. Vă invit pe toți doritorii de teologie să vorbim împreună despre toate aceste lucruri, despre filocalie și despre spiritualitate, despre teologie și despre actualitate în acest spațiu binecuvântat, unde veți fi însoțiți cu dragoste și cu competență de către corpul profesoral al Facultății Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. Doresc să studiezi teologie ortodoxă și să fii puternic ancorat atât în tradiția ortodoxă cât și în realitatea zilelor noastre, atunci te invit să vii să studiezi teologie ortodoxă la Sibiu.